Când vii mă-ntră pe la Cluj, nu mă cotan Gambrinus. E tramvaiul de la gară, la metropol te coboară. E tramvaiul de la gară, la metropol te coboară. Hai da, hai, bândoasii! Te vedea că nu e bere, mene-n sus la Belvedere. Te vedea că nu e bere, mene-n sus la Belvedere. Cobor în cetățuia, ne oprim la Napoca. Cobor în cetățuia, ne oprim la Napoca. Hai la Cluj! Mândrăzână din povești, cum te cheamă așa cum ești? Mândrăzână din povești, cum te cheamă așa cum ești? Ești frumos al dracului, pe placul românului. Când te văd măi, au fiori, să române cum să mori mă. Ai româncele, românii, sașii, să soacele, ungurii, unguroacele. Da, mândră mama ai avut și frumoasă te-o făcut. Da, mândră mama ai avut și frumoasă te-o făcut. Și ai trupul dezmierdat, cu dragoste amestecat. Când te văd mă iau fiori, să române cum să mori mai. Bine, 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 bine. Îmi zice lumea jupă că trăiesc ca banul sân, și m-a ajuns binele, și mă plac româncele. Îmi zice lumea jupând că trăiesc ca banul sân, și m-a ajuns binele, și mă plac ardelencele. Trăiască și alții ca mine, să vadă cât îi de bine o viață să muncești, dar nu să stai și să privești. I-am avut, de n-am avut măi, am trăit cum am putut. De-o-i avea, de n-o-i avea, om trăi cum om putie. Hai româncele că se filmează! Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat la greu. Niodată ce mi-am dorit și de rele m-a oferit. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat la greu. Niodată ce mi-am dorit și de rele m-a oferit. Trăiască și alții ca mine, să vadă cât îi de bine viață să muncești, dar nu să stai și să privești. I-am avut, de n-am avut măi, am trăit cum am putut. Eu-i avea, de noi avem, oi trăi cum, oi putem. Și pămâițe și pe bândași, bândașii de la Cluj, Klausenburg, Coloșvar. Bună ziua și bine v-am regăsit la minunile lui Tămaș. Nici nu știți cât de mult mă bucur că ne aflăm astăzi în formula completă aici, în platourile Look TV, alături de bândașii mei, e trupa aia.
Și, bineînțeles, de hostesele noastre tot mai frumoase, mai zâmbitoare, venite din concediu. Zâmbitoare până la maxim. Vai, 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 ce zâmbet am în spate, că deja mă iau căldurile. Bun, începem. Deci, în forță, un nou sezon. Și invit alături de mine pe Gheorghe Turda! Mi-a zis George Ivașcu! Mr. George! Mi-a zis la cum n-apoca. Welcome to Klausenburg. Vă rog aici. Și, 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 și... Roxana Nemes! Acum să vedeți, fratele, ia! Acum să vedeți, băieților! Acum să vedem, ia! Sărmâna, bine ați venit! Așa, până Roxana... A, da, 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 da... ne bucurăm și vă spunem bine ați venit în platourile Luc TV de aici, la Cluj. Vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut de a fi alături în această duminică, prima dintr-o nouă sesiune, cum le place să spună ăștia la Parlament, noi spunem aici, dintr-o nouă serie de emisiuni, Ninunghia lui Tămaș. Sunteți niște oameni minunați, faceți minuni 100% fiecare pe unde sunteți, dar în același moment, dacă domnul Ghiță Turda vrea să spună ceva, pentru că... Sigur, Relu, în primul rând că sunt fericit că tu m-ai adus din nou acasă la Cluj. Da. Îți mulțumesc din suflet. Mi-ai creat niște emoții extraordinare în culise, mai ales când ai cântat cântecul de început al emisiunii. Vii mândră pe la Cluj. Mai ales că pe locurile când le-ai cântat un cântec la Metropol, pe Cetățuie, pe Corso, în Cluj, amintirile mele de 7 ani de studenție la Cluj. Da. Sigur, mi-au răscolit amintirile mele. Cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, din tinerețele mele, aici la Cluj. Îți și mulțumesc. Să-i mulțumesc lui George. Mai strână și timbrează comună, oarecum, știți să zic așa. Și cu nemeșaua, cum îmi place mie să spun, Roxy. Da. Da. Tu ești și din, eu mă simt tu foarte, foarte Mureș, bine dacă am venit aici. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru că și eu mă simt întotdeauna cel mai bine aici, acasă. Da, din Mureș, puțin treci feleacul, ești mai aici. Așa e. George, eu întotdeauna în emisiuni și cât o să facem emisiunea asta, o să spun, eu satisfăcut și chiar mândru că pleiada de actori din generația nouă e la mare înălțime. Și chiar dacă unii stejar credeau că nu mai vine nimeni în urmă, uite că vine. Și întotdeauna o să spun treaba asta, vreau să vedem actori de valoarea ta, de generația ta, cât mai mult pe sticlă, a cei care vor veni să zică, mă, da, băi, generația de aur, dar vin ăștia de platină. George Ivașcu, mulțumim fain că ai venit. Vă invit aici pe canapea. Maestre, Roxy, o să încep cu Gheorghe Turda. Îmi dai voie, domnul Gheorghe, să spun așa? Eu îți dau voie, Relu, dar nu prea îți dau voie, pentru că noi de 100 de mii de ore am fost serbus. Domn general, și dacă eu tot mă pui, mă domnești, nu cumva să te gândești că sunt foarte bătrân față de tine. Nu, nici într-un cat. Știți cum eu am o vorbă? Da. Ghiță, hai domnul Ghiță. Așa, am avut de 100 de mii serbus și nu mă fă să mai spargă a 100 de mii una paharele cu gata. Tine. Da. Ghiță, eu am o vorbă, de fapt, drumul e bătrân, nu omul. Bineînțeles. Omul e un pic mai de demult. Mă, și mai am cu... o altă vorbă. Zice că ăștia grizonați așa sunt foarte la modă acum, nu, Roxana, ce zici? Da, așa e. Naturalețea se poartă. Am înțeles eu, din pe surse, știți, maestre, că sunteți din domeniul de acolo. Ghiță, e voie să dau o comparație ce ai spus mai devreme? Da. Care e bărbatul modern? Care? Pe cap argint, așa. În buzunare aur și în pantaloni oțel. Trei metale importante să le aibă, nu? Da. O să încep cu Ghiță Turda. Te-ai născut la Săpânța, un sat... cu celebritate folclorică și etnografică. Ai urmat liceul la Sighet. Exact. Pe Stădeal acolo. Și apoi conservatorul Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.
Spui că dacă ai fi picat la conservator, ai fi ajuns preot. Sigur. De ce? Popa? Am cochetat cu teologia, dar n-am vrut să fac cum au făcut alții ca noi. S-au făcut și popi. Avem o grămadă de popi. Sigur că da, și nu poți să distingi care e adevăratul cântăresc și care e adevăratul popă. Nu că eu tot o mai spun, știi, câteodată mai cădem în spectacole George și Roxana și de obicei ăștia mă pun înainte la domnii popi, la domnii, înțelegi? Și tot am treabă, de ce? Mă, zice, prima dată e Satana pe șină, după aia vin popii să tămâiază. Dar știi de ce până la urmă nu m-am făcut popă? De ce? Și îți dai seama dacă veneau la spovedit, pe cât eu spovedeam? Yo. De aceea m-am retras. Da. Da, eu zic că ai făcut un lucru minunat și dacă țara românească și poporul ăsta frumos și talentat nu l-avea pe Gheorghe Turda, cred că eram un pic mai săraci. Îți mulțumesc pentru mulțumesc și apreciez acest... Ai o carieră frumoasă de peste 40 de ani. 47 de ani. Exact. Extraordinar. A concertat în mai mult de 40 de țări și ai făcut peste 80 de turnee. Exact. Și în țară și afară, da? Cred că sunt foarte multe pe afară, în străinătate, pe sămăși țări acolo. Și am cântat la 7 președinți americani și deocamdată la 3 români. Președinți. 7 președinți americani și la 3 români. Președinți americani, da, sigur că da. Bravo. Da. Ce vreau să vă... Adică vreau să te întreb. Totuși, la care dintre președinți, în momentul când ai cântat, ai avut așa o altă stare? Sau a fost ceva mai deosebit? Sau știu eu, ți-o impus o altă... Ca să fiu sincer cu tine și cu telespectatorii, am să spun un adevăr foarte important pentru viața mea artistică. După 90 nu mi-a fost frică să le cânt la actualii președinți. Da. Dar până în 90 mi-a fost tare frică. Frică? Foarte tare. De ce? Sunt foarte sincer. Pentru că dacă tu greșeai ca artist atunci un cuvințel în interpretarea cântecului, țin minte când s-a sărbătorit la 60 de ani Ceaușescu, a trebuit să cânt o romanță celebră, A venit aseară mama. Da. 16 strofe. Extra, și vă dați seama, dacă eu mă urmărea cu atâta atenție tovarășa, îi plăcea foarte mult această romanță. Și a venit Nicușor la un moment dat să-i spună ceva la ureche și l-a împins așa cu mâna deoparte și a spus, vreau să-l ascult pe cântăreț. I-am venit în smoking, îți dai seama, nu în ținuta folclorică, și îmi recunoștea vocea, dar nu mă recunoștea în ținuta scenică. Și îți dai seama, dacă eu greșeam o silabă, un cuvințel, ce pățeam eu a doua zi? Vorbesc și cânt în italiană, engleză, franceză și rusă. Și mai. Și rusă. Și rusă și mai și la altele. Da? Și în japoneză, și în chineză, și în coreană. Odată te-am auzit la o piesă cântată în japoneză. În chineză. Vreau să zic, cine cânti ceva? Ce ne cânti? Relu, n-a venit cu mâna goală la tine. Da. Și dacă îmi permiți, am să-ți ofer un album cu dedicație. Dedicația ți-o dau după ce gătăm emisiunea, că acum am intrat în limbajul ardelenesc a vorbelor noastre. Și este un album cu 28 de piese best of, mare, realizat cu aniversarea lui Gheorghe Turda de anul acesta, din 10 martie la Sala Radio. Și Electricordul mi-a editat acest album reprezentativ din peste 70 de piese înregistrate numai în Electricord, nu mai vorbesc în radio, și 28 le-au selectat ei cu aceste înregistrări din cariera mea artistică. Ți-l ofer cu drag. Mulțumesc. Și te invit acum aici pe bine. Mulțumesc. Să ne cânți și să ne încânți. Vine joacă turdenii, sunt grumazul cecherii. Hai ture și iati și apoi ture văsăli. Hai ture și țurai, zi mai tare, măi te mai.
mândri jocuturi de nesca ce l-ardelenesc. Mândru jocuturi de nesca ce l-ardelenesc. Jocu-i mândru de sărit ca și ce l-a de vârtit. Hai să batem pălnile să ne audă mândrele. Înțai mândruța și eu-i cânt cu gura mea. Că surdeam din tatăl fiu, tot cu cântecul mă știu. Nepotealul ăsta-n pătraș, nu e parte de oaș. Nepotealul ăsta-n pătraș, nu e parte de oaș. Bravo! Cura mâi de ochi-mi plâng, la-la-la-la-la-la. Când îmi vine mândra-n gând, la-la-la-la-la-la-la. Cura mâi de ochi-mi plâng, la-la-la-la-la-la. Inima mi se tope, măi, la-la-la-la-la-la. Știu că vine o iade, măi, la-la-la-la-la-la. Și-o m-avea mândră odată, la-la-la-la-la-la. Eu-mi simt mândră la olaltă, la-la-la-la-la-la. La olaltă de om zic! Dor de mine, la-la-la-la-la-la-la-la. Și eu de bănat de tine, la-la-la-la-la-la-la. Tu-i tânjit de dor de mine, la-la-la-la-la-la-la-la. Și eu de bănat de tine, la-la-la-la-la-la-la. Tu-i tânjit de dorul meu, la-la-la-la-la-la. Și eu de bănatul tău, la-la-la-la-la-la. Mor bate și eu să mor, la-la-la-la-la-la. De vezi singur că-mi dor, la-la-la-la-la-la-la. Să murim îndruți odată! Și din tine se răsară, la-la-la-la-la-la-la-la. Rosmarin cu frunze, la-la-la-la-la-la-la-la. Și din tine se răsară, la-la-la-la-la-la-la-la. Rosmarin cu frunze, la-la-la-la-la-la-la-la. Iar din mine bărbănoc, la-la-la-la-la-la. Cu frunze verzi de noroc, la-la-la-la-la-la-la. Tu pe mine mi-i cuprinde, la-la-la-la-la-la. Și eu de mijloc te prinde, la-la-la-la-la-la. Și ne-am simțit fericiți! Mulțumesc, Renu! Gheorghe Turda! Mulțumesc, mulțumesc! Frumoasă piesă! Mulțumesc! Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau. Nenea! Da! Nenea! Nu știi unde e școala numărul 1? Bună ziua! Școala numărul 1! Ce? Școala numărul 1, unde scala, este? Școala numărul 1! Școala numărul 1, da! Nu știi scala unde este? Școala numărul 1! Ba da. Unde? Pe aici, pe undeva. Pe aici, pe undeva, dar dumneata ești din Cluj? Eu? Nu, da. Din Borșa. Din Borșa? Da. Și nu știi unde e școala numărul 1 din Cluj? Păi... A? Din Borșa, dar de unde? Din Ciumăfaia. Din Ciumăfaia? Da. Dumneata ești din Ciumăfaia și eu sunt din Ciumăfaia. Eu sunt din Borșa, dar am făcut școala la Ciumăfaia. Da, ai făcut școala la Ciumăfaia? Da. Da, dar cui ești? Eu? Da. Al lui Tămaș Aurel, Dumnezeu să le arte și Alanuța, care e acolo pe ceraia. Al Tămaș Aurel? Păi da. Mie mi-a spus bunicuța că au fost învățătoare la școala din Ciumăfaia, au fost din învățătoare Borșa. De muzică. Da, da, și în Borșa. Și au zis că a avut pe unul Tămaș, care învăța și cânta foarte frumos. Dumneata ești? Cred că da. Da, dumneata. Da. Și cum ai ajuns? Pe jos am venit cu GPS-ul. Cu și GPS. Nu te-ai pierdut? Nu, nu, că am GPS. Ce ai? Am GPS, uite aici să-ți arăt. Așa. Unde-i GPS? Uite aici. Auzi, are GPS. Am GPS și uite tanti de aici. Uite aici. Aici, aici este o tanti. O tanti care însoptește așa. Ce du-te la stânga, du-te la dreapta, du-te înainte. Și uite acum mi-o soptit că mai sunt 50 de metri până la școala numărul 1. Și de aceea am ajuns aici. Că stăziața era îndrepat aici. Aha. 50 de metri. 50 de metri. Da, nenea, dar ce înseamnă 50 de metri? 50 de metri? Da. Păi eu am 1,90 m. Da. 50 de metri înseamnă că... Ce înseamnă? Cât am eu? Da. Deci 20... Cam de 20, 20 20 de tine? 20 și ceva de neni? Na?
Da. Deci, dar cum adică 20 și ceva de neni? Da, 20 de neni. 23,36 de neni? Da. Dar ce înseamnă asta, 2,36 păi de neni? Păi cât ești eu, dacă... Cât ești tu? Dar câți pași înseamnă asta? Păi nu știu, numai dacă... Nu, nu mi-arăți, te rog. Dacă mă măsori, cumva, păi să da, mă... Păi da, te rog, hai să te... Hai să... Ia, așa. Hai. Nu, uite. Da, stai, stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da, asta e, asta e. Mai ții mult așa? Nu, 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 eu am înțeles, am înțeles. Deci ești hotărât, gata, știi. Deci cam știi unde vine aia. Nenea. Da. Dar de ce ai ochii ăsta de mare? Că se pot privi. Nenea, dar de ce ai picioarele așa lungi? Păi unele zic că le place să uite, alea altele zic că nu, ca să pot să alerg. Nenea, dar de ce ai brațele așa lungi? Lungi? Păi da. Ca să te pot cuprinde. Nenea, dar de ce ai costumul negru? Păi pentru că așa... Nenea. Așa m-a îmbrăcat ăia de la Odin din Polo Center. Da. Unde se îmbracă mireasă, miri, tot se îmbracă acolo. Eu vreau să fiu mireasă. Ce vrei să fii? Eu vreau să fiu mireasă, mireasă. Lasă că o să-ți vină vremea. Mireasă, da. Dar aici ce ai în coșulețul ăsta? Ce ai aici? Am un coș? Am un coș! O să ai și coșul, dar mai târziu. Nu, acum n-ai. Aici, aici am coșuleț. Hai să văd. Am niște florițele de pe câmpii, de, am pe munți, prin văi. Aici o am pe Rodica, păpusica mea. Cine-i? Pupo, te rog, pe Rodica. Pupo, hai, pupo, te... Pupo, așa. Mulțumesc. Așa. Ce mai e? Aici am, uite, un aparat pe nenea de astea răi, care stai, stai, stai. Se mă apăr. Stai. Extraordinar. Ce ăla pe cine? Cu nenea răi? Da, nenea răi? Dar eu nu sunt nenea răi. Nu, nu, nu este nenea răi. Și ce mai e acolo? Te mai am aici asta. Dar oprește... Stai din gură! Stai din gură! Stai din gură! Extraordinar. Hai, bun. Așa. Ce mai e acolo? Aici am, uite, mi-a dat bunicuța pachet. Ce pachet? Că mi-a zis că laptele și cornul nu mi-ajunge la școală. Am ca să cresc mare și așa. Și deci mi-a dat o pită, o slană aici. Așa bună. O, ia, da. Domnul Ghiță, domnul George, ia. Așa. De-astea? Nema colesterol, nici colesterol, nu există brânzică, colesterol. Brânzică, ce brânzică frumoasă, da, brânzică și vai. Țeapa. Țeapa au zis că face foarte bine, au zis că cam miroase așa și domnul profesor o să facă așa, dar eu au zis că bunicăuța să mănânci țeapa. E bună ceapa, ceapa pentru tenori, spune. Pentru gât, da, pentru gât, au zis așa. Și aici am cărți, am așa. Ia, Slăninuța, pune-o înapoi, că asta e valută, pune-o înapoi. Da, aici am, uite, ce mai e acolo? Am aici un iPhone care și pe internet, și păi vorbesc și cu părinții mei și dar cu toți. Dar unde sunt părinții tăi? Părinții mei au plecat în Spania. Au plecat în Spania să facă bani pentru mine ca să cumpere un apartament la Cluj, ca eu să învăț, să cresc mare și să ridic așa țara asta mult, mult, ca să o fac frumoasă. Să te rădici. Da, să o ridic, da. Tot o ridică. Da, așa. Numai că după ce o rădic, o lasă să pice jos. Da, știi? Așa, și aici am o tabletă. Aici o tabletă, tabletă asta. Da, tabletă unde vorbesc... Pastilă. O pastilă, da. Unde vorbesc pe Skype cu părinții mei. Cum vorbești? Așa. Bună ziua, tată! Și vezi acolo și ei da. Te văd? Ce faci? Eu fac bine, da. O să învăț, o să fiu cu mințică și o să ascult de bunicuța. Da. Te pup. Bun. Așa. Altceva, și ce mai aici, aici, cam așa, așa. Și, uite, am aici am o stație asta. Ce ai? O stație. O stație. Ce faci cu ea? Păi mie nu mi-e frică să vin singură prin pădurică. Păi am zis că nu ți-e frică de babau. Și nu. Dar văd că ești dotată. Fiindcă eu sunt monitorizată prin satelit. În satelit. Prin satelit. Îi văd și pe tata și pe mama. Mama, te pup! Tata, fă-i și tu. Hai, te rog. Faceți-le și voi, vă rog, de tata. Asta. În satelit. Bun. Asta. Și? Și aici eu sunt monitorizată de firma de pază. Am o firmă de pază. Stai să auzi. Ce să-ți povestesc? Da. Alo, Chuck Norris, ești la post? Oasă, unde ești? Sunt aici cu nenea, cu nenea, cu nenea îmbrăcată în negru. Chuck Norris, Jackie Chan e lângă tine? Alo, cine? Jackie Chan e lângă tine? Jackie Chan. Da. Unde ești, cu cine ești? Sunt cu nenea îmbrăcată în negru. Negru, ce nene? Venim să-l ridicăm. Nu, nu, nu veniți să-l ridicați, că e un nenea bun și un nenea care nu e lup. N-are coadă, ia întoarce-te așa.
N-are coadă, n-are coadă. Sigur, trimite-mi echipajul să te ajută să-l ia. Jack Norris, te concediezi. Extraordinar. Bun. Nu mă ascultă. Nu te ascultă ăștia. Da. Hai, te rog frumos să iei loc acolo, pe partea, Doamne, ferește apără, să zici, să stai. Nenea, da, eu pot să mă duc la școală. Unde? La școală. Poți, da? Sigur. Dar te rog frumos să iei loc deocamdată aici, să vedem la ce școală te trimite, pentru că școala aia, numărul 1, e la 20 de neni, cum ai spus tu. La 20 înțelegi? De neni? Și e fi obosită de pe drum. Hai, hai, te rog acolo, hai.